Senatorii au dezbătut săptămâna aceasta o propunere legislativă pentru modificarea legii de organizare și funcționare a Curții Constituționale, propunere inițiată în legislatura precedentă de parlamentarul Eugen Nicolicea. Măsura are în vedere modificarea numărului de voturi necesar pentru numirea câte unui judecător la Curtea Constituțională de către Senat și Camera Deputaților. În forma actuală a legii se prevede că judecătorii sunt numiți cu votul majorității fiecarei camere a Parlamentului, în timp ce articolul 76 din Constituție spune că legile ordinare și hotărâri se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Parlamentarii PMP și USR au criticat propunerea legislativă, care a fost susținută în plen de reprezentantul guvernului. Prezentul proiect de lege are menirea să pună în acord dispozițiile din legea privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale cu deciziile pronunțate chiar de Curtea Constituțională în interpretarea dispozițiilor din Constituție, care a concluzionat că, de regulă, hotărârile Parlamentului se adoptă cu majoritate simplă de voturi dacă legea fundamentală nu prevede altfel. Aș face precizarea că până acum membrii Curții Constituționale au fost aleși cu majoritatea calificată. În momentul de față se încearcă o alegere a membrilor Curții Constituționale cu majoritate simplă. Niciodată nu a existat vreo decizie care să declare neconstituțională alegerea membrilor Curții Constituționale cu majoritate calificată. Din acest motiv, cred că facem un lucru inutil, pe de o parte, și pe de altă parte slăbim autoritatea aceluia pe care îl trimite Senatul, Camera Deputaților sau președintele la Senatul și Camera Deputaților, la Curtea Constituțională. Uniunea Salvați România consideră același lucru, că având în vedere faptul că Curtea Constituțională este entitatea jurisdicțională supremă în această țară, ar trebui să se bucure de aceeași simetrie a legitimărilor prin vot. Comisia Juridică din Senat a prezentat plenului un raport de admitere a propunerii legislative. De altfel, președintele comisiei a fost cel care a răspuns obiecțiilor formulate de reprezentanții opoziției. Cu toate argumentele invocate, senatorii PMP au susținut în continuare menținerea legii în forma actuală. Jumătate plus 1 din numărul total al senatorilor în cazul nostru nu este o majoritate calificată, ci majoritate absolută. Majoritatea calificată presupune indicarea unui raport sau unui număr precis. De regulă se folosește fracția cu două treimi, trei sferturi și așa mai departe. S-a spus aici că, într-adevăr, și sunt de acord, nu există o decizie a Curții Constituționale care să spună că judecătorii Curții Constituționale trebuie aprobați, aleși cu un anumit număr de voturi. Dar avem o decizie a Curții Constituționale care spune că hotărârile, toate hotărârile, inclusiv alegerea judecătorilor la Curtea Constituțională, potrivit Constituției alineatul 76 alineatul 2, legile ordinare și hotărârile se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți din fiecare cameră. Senatorii au hotărât în cele din urmă ca propunerea legislativă să fie retrimisă la Comisia Juridică pentru analiză și pentru întocmirea unui raport suplimentar. Senatul are rol decizional în acest caz, actul normativ trecând deja de Camera Deputaților prin adoptare tacită. We'll be right back.